Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Se întâmplă tot felul de lucruri la Brașov. Unii sunt mulțumiți, alții mai puțin mulțumiți, dar nu cred că poate fi chiar toată lumea mulțumită. Este imposibil, sau mă rog, puțin probabil. Alături de mine astăzi un om care se ocupă cu proiectele de bugetare participativă și asta este o chestie despre care trebuie să discutăm un pic în profunzime. Radu Valentin Paul. Salut, Radu! Salut, Dan! Mulțumesc frumos pentru invitație! Ne gândeam noi să nu facem astăzi politică și nu facem, nu? Adică astăzi o lăsăm deoparte politica, îi lăsăm pe politicieni cu ale lor, hai să vedem ce se poate face în Brașov. Explică-ne un pic cum e cu bugetarea asta participativă. De principiu, eu cam știu despre ce este vorba, am mai discutat pe tema asta, însă probabil că nu toți brașovenii știu. Brașov este la a doua etapă, adică a fost anul trecut și sau acum 2 ani și acum s-a introdus din nou. În teorie este simplu, orice cetățean al Brașovului, orice brașovean construiește în jurul unei idei, construiește un proiect cu anumite detalii tehnice și le depune pe platforma pusă la dispoziție de către primărie. Sunt mai multe faze. În prima fază se strâng ideile, proiectele. După aceea, în luna, asta a fost în luna noiembrie, dacă mi-am amintesc bine, în luna decembrie au fost diverse discuții cu reprezentanții primăriei și ai Consiliului Local pentru a pune la punct proiectele, pentru a le prezenta frumos, pentru a le pregăti pentru vot. Și în luna ianuarie, în toată luna ianuarie, orice brașovean intră pe platformă și votează proiectul care îi place. Sunt 4 categorii, ai dreptul să votezi un singur proiect la fiecare categorie. Am înțeles. Deci aici există un parteneriat cumva între Primăria Municipiului Brașov și brașoveni. Brașovenii vin și ei cu bani sau nu? Nu, 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 nu. S-au pus la dispoziție sau se va pune la dispoziție, din ce au spus cei de la primărie, 100.000 de euro pe fiecare categorie dintre cele 4 categorii. Asta înseamnă că primul proiect, adică cel care are cele mai multe voturi, dacă nu cheltuie tot bugetul de acolo, atunci automat intră și următorul într-o anumită măsură, o să decide ei ulterior. Dar ideea e că se vor cheltui acești 400.000 de euro, așa cum vor brașoveni în mod direct. Da, uite, tu zici, sună foarte bine ce spui tu, îmi place, însă eu mi-arunc aici o privire pe voturi, probabil că le știi și tu, sunt, eu văd aici vreo 16, da? 16 proiecte sunt, nu? 16 sunt, da. Da, de la parcări sigure pentru biciclete și categoriile astea, da, oraș mobil, oraș verde, oraș relaxat, orașul comunităților, da? Astea sunt cele 4 zone, să zicem, în care se acceptă proiectele. Mie mi se pare că sunt incredibil de puține voturi. Adică mie mi se pare că brașovenii stau mai mult pe Facebook și comentează decât să se uite pe aceste proiecte, proiecte care îi privesc direct și o să zic câteva dintre ele. Parcări pentru biciclete, asta sigure, da, așa se numește, grădini urbane comunitare, amenajare grădini muzicale în spații comune, tot fel de idei, toaletă, inclusiv toaletă publică în parcul tractorului, pentru că nu există, tu ești de acolo din zonă și știi bine, da? Mini parcul Nucului Noua, aici sunt și două proiecte ale tale, pista pentru alergări din parcul tractorul, eu te văd pe rețelele de socializare că alergi aproape fiecare dimineață. Da? Loc de joacă pentru câini în cartierul tractorial și asta e o problemă. Oamenii au animale, dar n-au unde să se ducă cu ele să facă un pic de mișcare. Ies în tot felul de locuri, i-am văzut și pe la podul de la Griviței, sunt tot felul de zone unde oamenii mai ies cu câinii. Deci o sumedenie de proiecte și aici intervine, nu știu, intriga poveștii. 2700 de voturi în total. Noi suntem 290.000 de oameni în orașul ăsta. Scădem copiii, scădem bătrânii, care, să zicem, sunt mai puțin interesați de lucrurile astea. Dar tot rămânem vreo 100 și ceva de mii. Din 100 și ceva de mii, 2700 de voturi. Păi, probabil doar aceștia au aflat despre posibilitatea de a vota.
Mai este și o chestiune de comunicare și de marketare în jurul acestui proiect. În afară de primărie, care au comunicat pe canalele lor, presa mai preia din când în când și cei care au depus proiecte, facem și noi ce putem pentru a populariza evenimentul, dacă pot să-i spun așa. În rest, nu am văzut o campanie și aici poate ar prinde bine din partea primăriei pe viitor să promoveze mai mult și în mod constant. Adică oamenii trebuie să știe de acest lucru. Poate să-i și stimuleze cumva să se implice și să voteze acolo. Da, mie mi se pare că, repet, vorbim mult pe rețelele de socializare, mult mai mult decât 2700 ăștia de oameni. Nu, tu râzi acum, că așa e. Dacă stă cineva și... Cum îi prinzi, cum îi cerți? Da, eu prin natura meseriei stau și studiez uneori care sunt reacțiile oamenilor la comunicatele primăriei municipiului Brașov, de exemplu. La ce comunică primarul Coliban, la ce comunică viceprimarul Flavia Boghiu, la ce comunică viceprimarul Sebastian Rusu, la ce comunică alți oameni politici, Lucian Pătrașcu de la PSD. Adică stau cu ochii pe voi, știi? Pe cei care sunteți activi în zona asta, că știi că se împart follower-ii ăștia pe Facebook și pe Instagram în două categorii. Ăștia care participă și camere de supraveghere, știi? Deci asta e. Sunt prea multe camere de supraveghere pe rețele de socializare și prea puțin oameni implicați. Mie îmi plac și aia care zic cu o la fiecare chestie. Deci ei n-au mamă, n-au tată, indiferent ce propune oricine, ei sunt cu huo. Că sunt troli, că nu sunt troli, că sunt corturi false, că abar n-am, nu știu, dar mie îmi plac și ăștia. Adică, dumne, cineva care spune ceva acolo. Trebuie să ieșim din bula asta în care ne-am băgat singuri și nu reușim să o mai părăsim. E profundă. Provocarea aceasta e profundă din punctul meu de vedere. E și un pic de educație la mijloc, e și un pic de dezamăgire statistică a trecutului. E și neîncredere. Da, ce neîncredere? Acum, sincer, bun, îi lăsăm la o parte, da, pe politicieni. Da, neîncredere în proiecte pentru brașoveni. Bă, niște oameni s-au gândit să facă niște lucruri în Brașov, pentru că primăria le dă bani pentru asta. Da, corect. Eu te înțeleg, dar oameni ca tine, ca mine, suntem cumva conectați și știm pe ce butoane să apăsăm pentru a se întâmpla anumite lucruri. Alții sunt dezamăgiți, nu mai au încredere. În tot ce înseamnă administrație publică și politică și așa mai departe, oamenii efectiv nu mai au încredere, nu mai vor să audă. Adică după 50 de chestii nasoale pe care primăria le dă brașoveanului, vine și una bună, dar la care omul zice, bă, știi ceva, marș, nu mai vreau. Și aici intervine cumva, e un fel de spam. Deci e un spam continuu. Dacă tu primești 1000 de mail-uri pe zi cu spam, zic eu că o să le pierzi și pe la 2-3 care sunt importante. Bun, ok, ai dreptate. Dar aici eu vorbesc de altceva. Vorbesc de lucruri, de idei, de proiecte care au plecat de la brașoveni, nu pleacă de la primărie. Aici ar trebui o strategie. Asta mi se pare mie incredibil. Și hai să discutăm despre proiecte și pe urmă revenim la implicare. La cele două proiecte ale tale, pistă pentru alergat în parcul Tractorul. Parcul Tractorul tinde să devină un parc sportiv, singurul parc sportiv, poate din România, că nu știu să mai existe altul. Da, uite, asta chiar e un detaliu pe care nu-l cunosc, dar cu siguranță la nivel de municipiu Brașov, din punctul meu de vedere, este singurul parc măricel și adevărat, pentru că cel din centru e o joacă, și celelalte nu prea există, dacă pot să spun asta. Și sunt tot mai mulți oameni pe care eu i-am văzut în acest parc că vin și datorită faptului că e o parcare suficientă, adică sunt locuri de parcare, vin și din alte zone ale orașului, parchează mașina și aleargă în parc. Pentru că vor să vadă verdeață în jurul lor când aleargă, aer curat și așa mai departe. Circumferința lui e undeva la 2,5 km. Adică dacă ai dat două ture de parc în alergare, sunt 5 km. Undeva la 4 ture înseamnă 10 km, care pentru un alergător amator este suficient. Provocarea pe care o avem noi atunci când alergăm
Bineînțeles că este suprafața, în primul și în primul rând. Te dor genunchi, te dor și șoldurile, te doare și spatele, depinde unde e tu problemele tale. Și atunci o suprafață special făcută care să amortizeze din efortul ăsta, din impact, este această suprafață pe care o propun eu pentru o pistă de alergare. Protejează corpul până la urma urmei și poți să faci mai mult timp lucrul ăsta. Din câte știu, există în Brașov două zone unde există astfel de piste. În Poiana Brașov, pe stadion. Da, da. Pe stadion, corect. Ok. Și mai este una chiar și în Parcul Tractorul, cred, acolo, zona aceea mică. E un mic teren de sport, să zicem, lângă patinoar, dacă nu mă înșel eu. Și acolo există o pistă, tot cu materialul ăsta. Se numește tartan, cred. Tartan, da, dar sunt... Mă venea să zic ratan. Nu era tan, e tartan, da. E tartan, da. Da, dar nu sunt publice acestea. Păi nu. Poți. Absolut corect și de acord cu tine. Eu spun ce există, da. Dar nu, și la liceu sportiv parcă este, uite, n-am mai fost de mult să văd. Da, da, posibil să ai dreptate. Dar fine, nu poți să intri acolo și parcă nu e același lucru. Am încercat și eu la un moment dat să alerg în jurul unui teren, dar mă simțeam ca un șoarece din ăla, mă învârteam acolo. Într-o cursă, da. Dar vreau să mai văd oameni pe lângă mine, vreau să mai văd o păsărică, un copac, o ceva, e altceva în parc. E mult mai civilizat și mai frumos. Bun. Cât ar costa chestia asta și este posibil să primești bani pentru așa ceva? Păi eu zic că... Ai 138 de voturi și dacă vrei să ne uităm pe asta înainte să mergem mai departe, parcări sigure pentru biciclete este un proiect care are 500 de voturi, grădini urbane 290, amenajări grădini muzicale 230, toaleta publică din Parcul Tractorul 268, ești undeva pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-lea, dar bine, depinde și de categorii. Că nu, uite, nu a, da. La categorii. Comunități, cum ai scris tu aici, ești pe locul 2. Pe locul 2. Deci există șanse. Da, undeva la 50.000 de euro este investiția calculată informativ, pentru că în momentul în care intră pe sistemul de achiziții publice al primăriei, acolo poate fi un plus-minus. Eu am cerut o ofertă informativă de la o companie de prin Mureș, parcă i-am găsit că fac treaba asta. Deci în jurul de 50... Asta înseamnă o pistă de alergare de 2 km și jumătate, așa cum spuneai tu, da? Exact, exact. Da. Sună bine. Sună bine, iarăși revin la chestia asta. Sunt pus pe ceartă, da? 130 de voturi, adică... E un proiect unic în municipiul nostru, probabil și în județ. Și cred că este și o oportunitate la mijloc ca brașovenii să-l experimenteze. Administrația publică deopotrivă să observe dacă este de interes și ulterior se poate extinde, adică ar prinde bine și în noua o pistă de genul ăsta și sub Tâmpa se aleargă destul de mult și poate la un moment dat chiar prin cartierele Brașovului. Se pot face astfel de lucruri, dar să fie asta un moment de zero și un experiment și dacă lucrurile sunt în regulă pentru brașoveni, în 2023 se poate... Deci anul viitor ar putea fi în lucru proiectul. Da, e gata, nu e mare șmecherie. E asfalt, adică fundația există, ei vin doar și toarnă acel cauciuc, hai să zicem e așa. E un cauciuc da, special, da. Da. Ei vin și toarnă acel cauciuc și aia e, adică nu e ceva rocket science. Unde rocket science înseamnă ceva extraordinar pe verticală, pus la punct de oameni de știință. Da. Bun, cineva, un om de știință s-a gândit și la cauciucul ăsta, da? Rocket sau mai puțin. Da, uite, vezi, lucrurile astea mărunte, da, sunt lucruri mărunte, 50.000 de euro, un proiect, nu știu, nu mi se pare extraordinar de scump. La bugetul primăriei nu e mult. La bugetul nostru, al tuturor brașovenilor, că până la urmă majoritatea, uite, brașovenii sunt niște oameni civilizați, niște oameni educați, niște oameni corecți, da?
Atâta timp cât la caseria aia pe strada lungă vedem în fiecare dimineață coadă, oamenii se duc să-și plătească taxele și impozitele, da? Nu mai avem nimic de comentat. Este clar, brașovenii sunt niște oameni corecți. Așa este. Și avem niște tendințe de-astea să devenim și mai civilizați, și mai înțelepți, și mai avem tot felul de... Probabil că se vor concretiza la un moment dat. Eu așa sper din tot sufletul să devenim altfel. Eu mă bucur când văd la mine în cartier, aici la țară, la Stupin, da? Mă bucur că se colectează deșeurile separat, da? Că avem tot felul de lucruri din astea frumoase care ni se întâmplă. Peturile sunt peturi, cartonul e carton, sticla e sticlă, gunoiul menajer e gunoiul menajer. Eu așa văd un oraș civilizat, știi? Și asta se întâmplă în timp. Adică copiii noștri o să ia ca și normalitate acest lucru. Poate nouă ni se pare bizar și diferit, dar cel puțin copiii mei, în momentul în care le zic, uite, tate, acolo arunci deșeurile, acolo arunci hârtie, acolo arunci sticla, la ei e un normal așa. Adică când se duc undeva și trebuie să pună totul la grămadă, să uită... Au o problemă. Da, adică, nu, de ce? Da. Hai să vedem un pic cu locul de joacă pentru câini. De unde ți-a venit ideea asta? Ideea aceasta nu mi-aparține. A fost a unei colege de-a mea cu un an jumătate, ceva de genul. Am lucrat împreună la proiectul ăsta, l-am schițat, a strâns ea oferte, ea între timp a plecat din țară și de aceea am rămas eu să țin standardul sus. Am făcut tot ce se putea, doar că nu am găsit finanțare. Și de atunci, mai mult de un an de zile, tot caut. Am vorbit și cu, așa zis, și investitori privați, în ideea în care să poartă numele unei companii, dar nu am avut noroc. Și acum am văzut oportunitatea asta cu bugetarea participativă și am băgat aici proiectul. E un proiect, eu zic, unic la nivel de România. Eu nu știu să mai existe în România așa ceva. Este un loc de joacă pentru căței. Nu este un loc în care să te duci câinele într-un țarc din ăla unde să dai drumul la câine, ai închis poarta și tu stai pe o bancă pe telefon. Nu, este un loc de joacă pentru câini cu obiecte care să îi distreze, în care ei să se joace. Pentru mulți dintre noi am văzut undeva niște cifre, în jur de 20.000 de brașoveni au câini. Eu cred că sunt mult mai mulți. Dar să zicem, 20.000 de oameni care nu au unde să se ducă cu acești câini și odată să socializeze, pentru că în momentul în care mă întâlnesc acolo cu vecinul, câinii noștri se joacă, stăm și noi de vorbă. Și acei câini au ceva interactiv și interesant. Pe afară sunt mai multe, mai ales în Statele Unite, sunt mai multe locuri din astea de joacă pentru căței. Mulți oameni au fost încântați de proiectul ăsta, unii dintre ei m-au și acuzat că am uitat de proiect și că nu m-am mai ocupat, deși eu dădeam telefoane și mă chineam să strâng banii necesari. Asta este mai ieftin, undeva la vreo 36.000 de euro, dacă îmi amintesc eu. Dar îți trebuie neapărat un spațiu pentru asta și îți trebuie un spațiu destul de mare. Mă, este un spațiu tot în cartierul Tractorul, în spatele acelei clădiri unde acum este o clinică privată și înainte a fost un magazin care s-a mutat peste drum. Aha, am înțeles, da. Este destul de clar. E un părculeț care este peste drum de Parcul Tractorul, peste strada Turnului, ca să noi zicem Parcul Mic din Tractorul. Parcul Mic, da. Să-l confundăm cu cel de la ITC. Da, între Parcul Tractorul și liceul acela, da? Da, între Mircea Cristea și Parcul Tractorul. Este o zonă care chiar nu este folosită, nu e nimic. Acum sunt două alei acolo și niște bănci. După aceea vine un loc de fitness, cum sunt fiarele acelea puse peste tot, foarte faine. După aceea e un loc de joacă pentru copii și cam atât. Deci acolo poate fi încadrat și ar fi chiar frumos. Adică eu mă gândesc la o familie care poate să vină acolo și, idealist vorbind, tata se luptă cu fiarele alea, mama stă cu copilul în locul de joacă pentru copii și cățelul e dincolo, se joacă și el și alergă acolo cu prietenii lui. Adică e un centru comunitar. Și bineînțeles, mai sunt multe astfel de zone în oraș.
care, repet, dacă proiectul acesta se implementează și este unul de interes pentru brașoveni, atunci primăria îl poate multiplica în anul următor. Gândește-te că până la urmă, în orice parc poate fi amenajat un astfel de loc de joacă pentru căței. Și în parcul central, și în parcul mare, tractorul, și în parcurile acelea din Răcădău, la Iepure, peste tot. Că până la urmă, ce trebuie? 1000-2000 de metri pătrați, pui un gard și amenajezi acolo cu niște topogane și alte chestiuni. Câinii se joacă precum copii, iartă-mă, am și eu câine, mă joc cu el, dar nu m-am gândit să iau topogan, adică nu mi-a trecut asta prin minte. Nu, sunt, sunt niște lucruri speciale pentru căței. Presupun. Stai, ca să-ți dau câteva exemple punctuale. Este o masă pe care ei se strâng. Este un dog high jump, se numește. Să sară pe el. Este o scară din aceea în V, invers. Se cațără pe ea și coboară pe partea elaltă. Da, se joacă. Se poate pune și fântână pentru ei să se spele, să se distreze, dar eventual mai încolo, că e complicat. Da, se joacă. Normal că se joacă. Da, eu știu că se joacă, mai ales anumite rase sunt extrem de jucăușe și așa mai departe. Mă gândesc cam ce haos și scandal ar fi într-un astfel de... Deci, iar depăși pe copii la acest capitol. Da? Păi sunt niște reguli și acolo, Dan. Sunt, presupun că sunt niște reguli. Deci, din punctul meu de vedere, pică ideea ta cu tata trage de fiare, mama cu copilul la parcul pentru copii și câinele singur acolo. Nu prea. Eu nu l-aș lăsa pe Ben al meu. Ben e un golden retriever, e jucăuș, face orice, adică s-ar distra, îi place să facă baie, că ai pomenit de fântâna aia și așa mai departe. Dar nu l-aș lăsa singur. Stai cu el acolo și trebuie să ai grijă, dar un câine care e violent nu are ce să caute acolo, adică sunt niște reguli pe care le respectăm. Așa cum și la locul de joacă pentru copii, normal, dacă copilul tău începe să lovească pe unul și pe altul pe acolo, îl tragi deoparte sau, Doamne ferește, ți-l trage cineva deoparte. Da, asta e mai puțin plăcut să ți-l... Da. Să înceapă un alt părinte educația și să o ia de unde ai lăsat. Da, unde socializează și animalul, la nivelul la care socializează el. Bine, cu un foișor, în mijloc este un foișor unde stau proprietarii la umbră. E frumos gândit, să știi. Chiar e fain. Da, a obținut, văd că a obținut și proiectul ăsta înscris la categoria Orașul Verde, 126 de voturi, ceea ce mi se pare, bine, nu mai revin la număr așa, mi se pare interesant, adică sunt niște oameni pe care tu i-ai cooptat cumva în acest proiect, pentru că presupun că 126 de voturi n-au venit din Neant, tu ai promovat acest proiect și oamenii au zis, da, uite, ar fi fain. Să știi că deocamdată n-am făcut nimic. Ieri am făcut prima postare în care am postat pe Facebook în care îndemn oamenii să voteze dacă le plac proiectele. Unde trebuie să voteze? Uite că aș intra și eu să votez. Păi, hai să zic că cea mai ușoară variantă este intri pe fratele Google, scrie acolo bugetare participativă Brașov și cred că în prima sau al doilea rezultat apare site-ul, intri pe site, trebuie să te înscrii cu o adresă de mail, atât. Deci nu e ceva complicat și poți să votezi. Intuitiv. De acolo mergi pe pașii intuitivi. Da, uite, când vii, sunt două chestii aici. În primul rând, primăria brașovenilor. Nu știu, asta e altceva, nu? Presupun. Să trecem peste. Da? Brașovcity.ro. Poate ăsta o fi, nu? Cred că e ăla cu... Stai așa. Bugetare participativă, fi implicat. Primăria Municipiului Brașov lansează tralala. Nu, Primăria Brașovenilor, aia. Primăria Brașovenilor, da? Da. Și Primăria Brașovenilor este un alt site al Primăriei Brașov? Că eu știam că ăsta e Brașov City. Da, s-a mai făcut unul așa, schimbări. Da, văd care sigla Primăriei Municipiului Brașov, da. Ok. Bun, deci oamenii intră aici, am verificat, există. Că nu vrea să merg neapărat pe încredere, știi? Și am verificat, există. Este
Da, au un amabil. Dar asta e, mie mi-ar plăcea să văd mai mulți oameni că fac lucrul ăsta. Poate situația se prezintă așa cum spui tu, oamenii n-au știut, oamenii nu știu. Hai să vedem, dacă ne implicăm pe rețelele de socializare, putem să ne implicăm și aici. Putem să intrăm, să dăm un like undeva. Zic, da, uite, îmi place proiectul ăsta. Hai să vedem, proiectul care îmi place mie se va face sau nu? Asta ar putea fi prima întrebare, nu? Corect, da. Păi asta e și ideea de vot până la urmă. Da, ăsta cu... îmi place foarte tare și ăsta cu pista de alergare. Sunt fan. Îmi place ideea, îmi place și asta cu locul de joacă pentru câini. De asemenea, îmi plac și alte proiecte de aici, să știi, nu ți-ascund lucrul ăsta. Dar măcar să vadă oamenii ce proiecte sunt, unde s-ar putea duce banii pe care noi îi plătim taxe și impozite. Uite, spațiu de joacă și recreere pe strada Salcii în Bartolomeu. Probabil că nu există. Teatru de cartier, asta e tare, dar nu știu dacă se poate întâmpla. Orașul comunităților. E aceeași categorie ca, mă rog, în aceeași categorie este și proiectul de o pistă pentru alergat în Parcul Tractorul. Teatru de cartier. Sună interesant. Da, e drăguț. Chiar e drăguț. Aia cu toaleta în Parcul Tractorul este iarăși, e iarăși ceva important și banal până la urmă, adică așa ceva chiar n-ar trebui să fie pe bugetare participativă, ar trebui să o facă, da, intrăm în alte. Da, mă rog, știu că există o toaletă proiect, nu cea de la Livada Poștei. Eu personal n-am văzut-o, dar fiica mea mi-a zis că a folosit-o și că e ok. E high-tech, așa zic, high-tech, nu, e ok. Dar e foarte bună idee, doar că sunt scumpe acelea. Adică acolo primăria ar trebui cumva să găsească o variantă de a scoate bani din ele, din punctul meu de vedere. Da, până la urmă, ca să deschizi ușa, să bagi o fisă sau o hârtie de un leu, nu cred că e așa de... Exact. Da, mă rog. Peste tot în lume există și peste tot în lume au fise. Deci eu am mai văzut genul ăsta de toaletă, dar peste tot era cu fise, 50 de eurocenți. Exact. Nu era... vreo sumă așa. Bine, dacă n-ai fisa aia și simți că ți-a termină viața din trup, ai altă poveste, da, mă rog. Mai un SMS, mai plată cu cardul, mai... Exact, probabil că mai există variante, da. Mulțumim frumos, Radu, pentru participarea la emisiune. Succes cu aceste proiecte. Sper să ajungă măcar unele dintre ele, din cele 16, să ajungă la finalitate și cineva să spună, da, domnule, uite, s-a făcut chestia asta. Adică eu, ca brașovean, am avut o idee și ideea mea a fost odată băgată în seamă, doi, plătită și uite că se întâmplă. Da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult și eu! Să ai o zi bună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT, seară faină tuturor!